A Teenage Boy. Mă uit la Americuța. Bineînțeles că asta se întâmplă peste tot, mai că ăștia sunt cu media foarte... Alții sunt secretă și pula mea. Și la noi sunt cu mai că noi n-avem arme de foc. Așa, toată lumea. Și noi dăm cu cuțitul. Iauzi, l-a părăsit girlfriend-ul și după aia am pușcat nu știu câți. Că l-am... Băi, nu știu. Băiatul ăsta aia deranjează facă. Am auzit că zâmbe. Și eram primul an de liceu. Și pula mea făceam în primul an de liceu. Și de-am că n-aveam girlfriend. Bine că n-aveam girlfriend. Băi, dacă eram în democrație, eu din clasa 8-a, 9-a, eu din a 6-a puteam să am girlfriend. Băi, acum, băi, shooter, din a 6-a era să am girlfriend. Dar n-am avut. Ăla de ce? Nu mi se dezvoltase gonadele. Ba, da, se dezvoltaseră de la dracu, că aveam 12 ani. Era un cabanos de la subțirezii. Era ceva acolo, câțiva centimetri, nu știu, nu l-am măsurat, dar era ca 3 sferturi cât din pula mea. Cred că era la vreo 10 centimetri cabanosul. Îți dai seama că dacă mă puneam să mă tăvălesc cu colega aia care se întregoise de mine și mie îmi plăcea de aia, mergea cabanosul, dar noi aveam altă educație, știi? Scriam I love you pe bancă și cam atâta. Dar ce treacu ai făcut? Nu știu. Nu te înțeleg. Nu știu ce e dincolo, dar ce ai făcut? Te-ai dus la o masă și ai împușcat pe aia care era prietenă. Ce treacu a făcut? Aia poștă pe aia? Sau cine s-a sărutat cu ea? Poate nu s-a futut de rău. Și asta te-a... Și iau spărețelele de socializare, se înjurau. Fuck you! Fuck you! I kill you! Ăștia. Între el și ea. Bă, băule, dacă îți răspundea, înseamnă că întâi era interesat de dacă dacă ești pritindat cu ganul de fier. Și dacă îți răspunde la înjurături, era interesat de dacă. Nu era prins într-o relație neapărat. Eu zic, o femeie când îți răspunde, e interesată. Când nu îți răspunde deloc, iar e interesată. Ăla cu? Cum? Dacă tu ai o relație cu o femeie, la un moment dat, și nu îți răspunde deloc, la mai multe apeluri de ale tale, e iar interesată. Într-un mod dubios. Ea e prinsă într-o relație din care nu poate să iasă. De conjunctură sau de ceva. Și atunci de aia nu-ți răspunde. E nefericită, de aia nu-ți răspunde. O femeie normală e ca un bărbat normal. Dacă au o relație, se ceartă, se termină urât. Sau nu neapărat relație sexuală sau de iubire. Și după aia există o perioadă în care trebuie să stai calm. Depinde. Și după aia, da, se reface relația, că de-aia suntem oameni, de-aia cum ai trăit atâta sau ai avut atâta copii. Și din când în când trebuie să-ți răspundă sau să faceți ceva. Nu neapărat să vă futeți sau să faceți afaceri sau chestiile. Dar e bine să cunoști oameni. Că nu se știe de cine ai nevoie. Iar dacă nu-ți răspunde deloc, ubirii, mai ales când e chestie de ubire, înseamnă că e băgat în altă de ubire, și e urât. Vedeți? E urât și mai bine nu mai apelez la oameni. Îmi zic din propria mea experiență și experiența altora. Experiența din cărți. Okay? Că poate mă întreba unii, de ce ești așa gagicat? Una care bine, că sunt inteligent, dar lăsând la o parte. Că mulți s-ar arată bine să sunt inteligent. Bă, am citit multe chestii. Nu neapărat de dragoste. Ceva colateral, știi? Experiență de viață. Din cărți. În filme nu poți. E prea rapid. Se defilează prea rapid în fața tuturor. Și
Deci, îți răspundea, da? Trebuie să stai calm. Și dacă se îndrăgostește de alta, eu asta nu vorbesc pentru americanul ăla, eu vorbesc pentru română și nu știu. Păi poate mai aia, îi mai luai din bangură peste un an. Dacă asta era fantezia ta. Între timp trebuia să se vezi de viața ta. Cu toate că știu, știi cum era? De aici, că am avut și eu gelul. Acum, mai recent, acum un an, eram îndrăgostit, mă tăvăleam cu jos acum un an. Și aveam o gelogie, că simțeam și, ah, te doare așa. E o senzație psihică, știi, bă, nivel psihologic. Upire, gelos. Și am zis, băi, asta puțin să mă cantă. Bă, s-a dus aia, încrede-te pula. Ia uite gelos, și ce? Care-i chestia? Foarte bine, upire, bă. Și eu,